s-a lichidat, s-a deconectat coloanele, s-au făcut lucrări, adică totul e la control, nu avem probleme. Unica problemă, într-adevăr, este acum economisirea, adică cei responsabili de control și-și facă treaba. De acord, o întrebare în acest sens. Sincer, așa, să-mi spună toți cei prezenți. Cine a procedat la economisirea agentului termic pe parcursul weekendului din subdiviziuni? Atât vedem acolo. Poftiți? Dumneavoastră aveți în vedere din sală, ori populația. Vă spun acum din cifre. Imediat o să-mi spuneți dumneavoastră cifre. Nu, mă refer din sală, subdiviziunile noastre, pentru că în conformitate cu dispoziția pe care am emis-o în noiembrie, dacă afară este plus, se deconectează pe parcursul zilei și se conectează pe parcursul nopții. În weekend, în general, se poate și ziua și noaptea, că nu e nimeni în instituție. Ieri l-am scos pe domnul Mănăstele să închide căldura, că din propria inițiativă nu s-a întâmplat. La temperatura cât e afară? Temperatura afară e plus 5, mediu. Ziua la cât a ajuns? Ziua a ajuns până la 9, până la 9 și 10. La 9 se deconectează, din cât știu eu. Nu, eu mă refer pe timp de zi. Fără probleme se poate deconecta dacă e 9 grade. Și atunci debitul de la 18 trebuie să scadă la 8 undeva, sau la 10, 12 cel mult. Da, undeva așa, da, corect. Cu țărâita ne interesează. Asta ceea ce face populația, eu gândesc, domn primar general, și instituțiile. Instituțiile, eu nu știu cât de cât, dar populația, noi o să mânțăm că se deconectează. Dispoziții emise încă luna noiembrie. Că rezultă că asta trebuie să fac mai departe. Să trimit controle, să vedem dacă după ora 4 se deconectează și, respectiv, dimineața dacă se deconectează. Iar în weekend, în instituții, în totalitate. Pentru că dacă nu e nimeni, care este și plus afară. Sau noi trăim încă după ideea că dacă e de la stat sau e de la primărie, înseamnă că e degeaba. Costă și costă foarte mult. Vedeți care e ponderea cheltuielilor agentului termic în bugetul municipiului. Cheltuielile curente la noi se duc la 90% din tot ceea ce înseamnă mai mult, 95% din buget. La investiții, 70 de milioane dintr-un miliard și 800, asta sunt nici 5%. Nu aș vrea să fiu nevoit să procedez în asemenea mod. Dacă tot avem o iarnă mai blândă. Știu că s-a anunțat că va fi cea mai grea iarnă din ultimii 30 de ani. Ne-am pregătit moral pentru aceasta, dar e puțin altfel. Haideți să nu ne batem joc de banii oamenilor, pentru că impozitele și taxele plătite de cetățeni, inclusiv în această privință, nu mai vorbesc de toate celelalte.